Domnul doctor Andreas Vitulcas este astăzi alături de noi. Bună dimineața, bună dimineața. Bine ați venit. V-am găsit. Domnule doctor, bănuiesc, e greu să nu raportez acest subiect și la povestea personală. Vorbim despre infertilitate și aș vrea să ne spuneți când se pune acest diagnostic de infertilitate. Este foarte simplu. Din momentul când avem contact neprotejat mai mult de un an de zile, regulat și nu avem sarcină, statistica spune foarte clar că cu probabilitate mai mare de 97% avem o problemă undeva. Adică este o patologie care practic duce la infertilitate. Și statistica spune foarte clar. Din momentul când avem un caz de infertilitate, lucrurile sunt cam împărțite. Când vorbim infertilitate, vorbim infertilitate la cuplu. Dar patologiile sunt cam împărțite. Adică 45% este o problemă la femeie, 45% este o problemă la bărbați și 10% când avem la ambii câte o problemă. Am înțeles. Înainte erau trase la răspundere mai mult femeile. Adică vorbeam de infertilitate, spuneam că femeia nu poate rămâne însărcinată, dar acum văd că studiile arată, mă rog, studiile. Se vede clar. Nu, e statistica. Statistica s-au ridicat, adică și bărbații au această problemă. Sunt două lucruri. Unu, înainte nu exista o analiză și lucrurile astea de performanță, cât să avem un diagnostic clar, să vedem care este patologia. Și era mai ușor să spui că este la femeie, la bărbat. Și din păcate, la bărbați s-au întâmplat modificări ultimii ani și vedem tot mai multe cazuri de infertilitate, pentru că la bărbați contează foarte mult stilul de viață. Adică sperma se deteriorează destul de repede când avem un stil de viață mai nesănătos, putem să spunem. Adică ține de alimentație, alimentație fast food, stresul. Stresul, alergăm toată ziua cu jobul, cu serviciu și toate lucrurile acestea. Pe din altă parte, fumatul, în general, o viață mai puțin sănătoasă. Și atunci, într-adevăr, pot să zic că este o tendință de creștere. Adică, eu zic că în câțiva ani, problema o să fie mai mult la bărbați decât la femeie. Am înțeles, și în cazul femeilor, care sunt cauzele infertilității? Aici lucrurile sunt destul de clare. Sunt, o să spunem, poate să fie foarte multe, dar spunem care sunt cel mai... Desîntâlnite. Una este când avem probleme la nivelul trompelor, adică nu se întâlnesc spermatozoizi cu ovocitul femeie, care este material genetic feminin, și pur și simplu, dacă trompele sunt infundate, nu putem să obținem o sarcină. De aceea aici este foarte important să repet de fiecare dată, o femeie, indiferent dacă vrea copil sau nu, fiecare an trebuie să face consult ginecologic, pentru că infundarea trompelor, practic, apar, infundarea lor, când apare o infecție care este nedepistată la timp și netratată la timp, și atunci se duce la îngustarea și închiderea lor. Asta este primul și cel mai cunoscut. Al doilea, sunt probleme la nivelul uterului. Uterul este locul unde trebuie să crească bebelușul. Dacă avem fibroame sau alte lucruri care modifică locul unde trebuie să crească bebelușul, și atunci nu poate să se implanteze embrionul și atunci femeia nu poate să rămână însărcinată. Alt motiv care este mai în modă, să zic, care s-a descoperit nu de mult timp, este endometrioza. Este practic o patologie care, pot să zic, că a devenit dintre primele motive de infertilitate la femei, este destul de des întâlnită. Și de aceea, înainte, acum 20-25 de ani, când vorbeam de infertilitate, vorbeam de infertilitate inexplicabilă, adică nu știam care este problema. De ce nu se întâmplă, exact? Dar din momentul când s-a descoperit endometrioza, a acoperit foarte multe din cazuri de genul ăsta. Și asta vreau să zic, că cupluri care sunt infertile, adică au probleme de infertilitate, astăzi există tehnologie unde la peste 90% din cazuri avem un diagnostic foarte clar, adică știm care este problema, și de aceea când ai un diagnostic și este primul pas ca să tratezi infertilitate, automat știi și care este tratamentul pentru diagnosticul respectiv. Corect. Din experiența dumneavoastră, sunt multe cupluri care trec prin această problemă a infertilității? Pe statistică este iar foarte clar, adică ultimul studiu de asociație arată că aproximativ 1 la 4-5 cupluri au probleme de infertilitate. Adică gândiți-vă că toate cuplurile care le vedeți pe stradă, 1 din 5 au probleme de infertilitate. Adică nu mai e o chestiune tabu, ca pot să zic de ce mi s-a întâmplat mie, adică am avut mare ghinion. Practic este un 20-22%. Dacă suspectăm că avem această problemă, și sunt convinsă că poate mulți telespectatori se uită acum la noi pentru că vorbim despre infertilitate cu domnul dr. Andreas Vitulcas, ce tip de analize ar trebui să ne facem?
Nu. Când, în primul rând, nu ne suspectăm că lucrurile sunt clare. Din momentul când avem un an de zile contact neprotejat, avem o problemă. Punct. Bun. Deci am lămurit-o din punctul ăsta de vedere. Primul pas și cel mai important este să mergem la un medic specialist de infertilitate. Da. Nu ne apucăm de singuri să facem analize, să zicem, pe internet, pentru că analizele sunt personalizate, adică depinde de istoricul cuplului respectiv. Adică dacă femeia respectivă mai rămas sarcinată, care este vârsta, operații în viața ei, patologii în viața ei. Deci primul pas este să mergem la un medic specialist de infertilitate, care prin anamneză și ecografie care o să facă în momentul respectiv la prima, la prima vizită, o să ne dați care sunt sugestiile pentru analizele respective. Adică primul pas este să mergem la un medic specialist de infertilitate. Și din momentul când facem analiza care ne recomandă, cum am zis înainte, la mare majoritatea cazurilor avem un diagnostic, adică știm care este problema. Și dacă avem diagnosticul pus de infertilitate, care este următorul pas? În ce constă tratamentul? Din momentul respectiv, noi oferim pacienților care sunt toate soluțiile și procent de reușită la fiecare soluție în parte. Și aici aș vrea să intervin, pentru că foarte multe cupluri consideră că dacă am o problemă de infertilitate, nu merg la doctor, că trebuie să fac fertilizare in vitro. Uh-huh. Care este incorrect. Nu e o afirmație falsă. Doar o treime din cazuri de infertilitate ajung la fertilizare in vitro. Și aici, dacă tot vorbim de fertilizare in vitro, apropo, s-a aprobat și programul național, deci cuplurile care până la urmă soluție este fertilizare in vitro, statul român în continuare îi ajută. Da, pentru că este o procedură destul de costisitoare și era nevoie de ajutor. Asta e foarte bine. Acum, pe final, aș vrea să ne spuneți cât poate dura acest proces cu tratamentul potrivit. Nu există, adică... infertilitatea și cât durează până... Vă dau extremele. Da. O extremă a fost că pur și simplu trebuia femeia să ia, care de ani de zile luptau de infertilitate, să ia câteva pastile și următoarea lună rămas sarcinată, la următorul ciclu. Și este și cazuri care sunt mai delicate, aș putea să spună, când aici e vârsta, este cheia. Uh-huh. Cu cât este mai întâta vârsta, mai ales la femeie, atunci este un pic mai delicat, mai complicat un pic. Dar poate să dureze și 6 luni de zile. Am înțeles. Adică nu sunt tratamente care țin foarte mult. Da. Și aici aș vrea să vin că nu există o dificultate din punct de vedere fizic. Nu trebuie mult timp sau este ceva dureros. Dar, într-adevăr, este destul de greu din punct de vedere psihic. Psihic. Da. Exact. Că acolo trebuie să lucrăm mai mult, pentru că asta e un drum, e greu psihic, dar trebuie să-l ducem. Este importantă și încrederea pe care ți-o dă doctorul la care mergi și este important să te și relaxezi un pic, să nu te mai stresezi. Așa a fost și în cazul nostru acum aproape 5 ani de zile. Domnule doctor Andreas Vitulcaș, vă mulțumim tare mult! Eu vă mulțumesc!